predicăm cu toții și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem cu toții la Epistola către Evrei, capitolul 3. Vom trece prin capitolul 3 și capitolul 4. N-am să citesc totul și doar atrag atenția la punctele principale. Textul acesta e un tot. Nu-l poți înțelege decât dacă îl vezi în întregime. Începe cu un apel pentru noi cei credincioși. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, voi ați fost chemați la Dumnezeu, ați primit și acum aveți parte de chemarea cerească. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. De ce să ne ațintim privirile la El? Pentru că El i-a fost credincios Tatălui Său. Și Moise a fost credincios ca slujitor. Domnul Iisus a fost slujitor ca fiu peste tot ce i-a dat Dumnezeu. Și noi, dacă suntem fii și dacă suntem părtași cu Hristos, parteneri cu El, trebuie să avem același fel de credincioșie. Versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca ziua ispitirii în pustie, unde părinții noștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de generația aceasta. Neamul acesta aici înseamnă generația aceasta. Și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Când păcatul intră în viața ta, tu te împietrești. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguiduită de la început. Câte vreme se zice astăzi, dacă ați auzit glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat El 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm, dar, bine seama, atâta vreme cât mai rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cu cuvântul pe care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. Pentru că n-au găsit credință la cei care l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că
lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un alt loc a vorbit astfel Dumnezeu despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici iarăși este zis, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li se vestise mai întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând prin David după atâta vreme, cum am mai spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi fost dacă le-ar fi dat Iosua o odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Concluzia. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Amin. Pentru ca nimeni sucat nu cadă în aceeași pildă de neascultare. În urmare ni se spune două ajutoare pe care le avem ca să intrăm în odihna aceasta și să nu cădem de oboseală. Primul e cuvântul. Cuvântul care pătrunde până în adâncuri. Și celălalt e faptul că l-avem pe Domnul Iisus ca mare preot la tronul lui Dumnezeu. Slavă lui. Deci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Amin. Ocupăm. Acum 15 ani, mai exact în 1996, Dumnezeu m-a chemat să ies din Oradea și să mă dedic cursurilor de viață spirituală. V-am mai spus aceasta, duminica trecută. Să îi învăț pe oameni ce înseamnă trăirea cu Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu e să aibă fii care seamănă cu Tatăl lor. Asta e lucru de bază. Și voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Și voi să fiți desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră. Dar noi suntem blocați și zicem, dar cine poate fi sfânt? Cine poate fi desăvârșit? Și imediat apare o logică a diavolului. Dacă tot n-ai să ajungi desăvârșit, de ce să mai pornești la drum? Cu șmecheria aceasta, diavolul duce tare mulți pocăiți în iad. Te repet, tare mulți pocăiți merg în iad. Pentru că zic, și așa nu o să ajung sfânt, așa că pot să păcătuiesc, Domnul e bun și mă iartă. Și nu credem ce spune mai departe în Evrei, urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar cine poate fi sfânt? Vreau să ne apropiem de tema asta încă o dată. Toată săptămâna acesta a fost subiectul meu, sfințenia vieții și chemarea la sfințenie. Și astăzi mergem un pas mai departe împreună. Sfințenia
se întâmplă dreptat. De aceea Pavel în 2 Corinteni 7:1 zice: duceți-vă până la capăt sfințirea voastră. Iar în 2 Corinteni 3:18 el spune: noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim frumusețea Domnului, slava Domnului, și suntem transformați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. Poți citi așa, din dreaptă în dreaptă, prin Duhul Domnului. Transformarea noastră după chipul Domnului Iisus e același lucru cum a zice, tu să fii sfânt cum e al Sfânt. O planificare pe care am făcut-o și la Happy Valley. Sfințenia are două aspecte. Și trebuie să fii atent la asta. Este un aspect negativ și un aspect pozitiv. Aspectul negativ al sfințeniei începe cu nu. Să nu minți, să nu furi, să nu urăști, să nu batjocorești pe nimeni, să nu faci rău la nimeni. Dar dacă te oprești la atâta, n-ajungi la sfințenie. Sfințenia are partea pozitivă. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. Tu fii blând, fii bun, fii amabil, fii persoana aceea care e ca Domnul Iisus în bunătate și dragoste. Sfințenia nu-i numai să nu faci. Sfințenia e ce fel de persoană vrea Dumnezeu să fii. Să fii o persoană plăcută. O persoană plăcută e cineva care are un duh blând și amabil și iertător și atent cu ceilalți. Toți vin în jurul lui că e plăcut. Dar sunt unii de care nu te apropii, că sunt acri, parcă au trăit toată viața într-un butoi de acreană. Ce fel de persoană ești tu? Sfințenia ta trebuie să fie nu numai negativă, ci și pozitivă. Dacă sfințenia e ceva gradat, înseamnă că noi suntem tot mai sfinți, tot mai asemenea Domnului Iisus. Încă o dată, sfințenie și asemănare cu Domnul Iisus e același lucru. Și asta se dezvoltă treptat. Și sigur că ajungi la un moment dat să fii tare aproape de ideal. În mod categoric, tu nu mai minți, tu nu mai înșeli, tu nu mai furi, tu nu te mai răzbuni. Astea vor deveni vizibile și toată lumea va zice, domnule, omul ăsta e corect în tot ce face. Dar uită-te că e tot mai bun, tot mai blând, tot mai amabil. Ai ajuns într-o nouă țară. Și aici mi-e de ajutor textul acesta, lângă care voi adăuga și altele. Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Egiptul e țara păcatului. Egiptul e lumea. Și a vrut să-i ducă în țara Canaan. Nu în cer. Canaanul nu-i cer. Canaanul e aici pe pământ, o țară
unde ar fi avut o dihnă, belșug, pace. În planul lui Dumnezeu, trecerea lor prin pustiul Sinai ar fi trebuit să dureze 2 ani de zile. Au stat la Sinai, acolo le-a dat Dumnezeu prin Moise legea, apoi pe baza legii au făcut legământul, au făcut cortul. Toate acestea au durat 2 ani. Și după aceea Dumnezeu a zis, uite, pe tăietura asta, intrați la Berșeba și de la Berșeba, ce ne zis? După 2 ani de pustiu, intrarea în belșugul și în pacea Canaanului. Dar ei n-au crezut că asta e posibil. N-au crezut că asta e posibil. S-au răzvrătit. Și Dumnezeu le-a spus atunci această generație învârtește o Moise prin pustiu până când mor toți. Generația asta nu va intra în Canaan. Vor intra numai sub 20 de ani, care sunt acum sub 20 și care încă sunt maleabili. În ăștia 38 de ani pe ei modelează-i și formează-i și cu ei începe un nou popor în Canaan. O generație care ar fi putut intra în Canaan, dar pentru că nu l-au ascultat pe Dumnezeu, nu l-au crezut pe Dumnezeu. Două lucruri ni se spune acolo. Nu l-au ascultat și nu l-au crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat să piară în pustiu. Acum, fiți atenți că Dumnezeu ne spune aici, nouă, voi sunteți exact ca ei. Vi s-a adus și vouă vestea bună, ca și lor. Ei au avut și pe Domnul Iisus cu ei. De unde știu că l-aveau pe Domnul Iisus cu ei? Poate cineva să-mi spună de unde încă Domnul Iisus era cu ei. În Corinteni 10 mi se spune că ei beiau din stânca care venea după ei și asta era Hristos. Stânca pe care a lovit-o Moise și din care acuzapa era Hristos. Și ei aveau Duhul Sfânt cu ei. Moise la un moment dat Dumnezeu a zis, voi lua din Duhul care e peste tine și voi da, mai pune încă peste 70. Duhul Sfânt era acolo. Domnul Iisus era acolo și Duhul Sfânt era acolo. Dar ei n-au intrat. Acum fiți atenți că s-ar putea întâmpla să nu intrați nici voi. Este o țară a odihnei, a belșugului, pentru voi, în care puteți intra. Sau puteți rămâne în pustiu. Și să vă învârte Dumnezeu în pustiu tot timpul. Ca să înțelegi puțin mai bine, prin creșterea în sfințenie, urcând tot mai mult, ajungi la un platou care e tare aproape de cer. Trăiești într-o țară care e numai puțin din coace, dar ești aproape de cer. Sau poți trăi într-o țară care e tare aproape de iad. Totdeauna cu primejdie numai un pas să faci și te-ai dus. În care țară locuiești?
Țara asta de lângă Iadei, pustia. Foarte interesant, în Faptele Apostolilor, la capitolul 7, în discursul lui Ștefan, ni se spune așa: acest Moise, a zis fiilor lui Israel, Dumnezeul vostru vă va ridica din frații voștri un poroc a mine, de el să ascultați. E vorba de Domnul Iisus. El, Moise, era acela care în adunarea israeliților din pustie, cuvântul adunarea aici e eclesia, cuvântul pentru biserică, biserica israeliților din pustie. Cu îngerul care îi vorbise pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvântul, cuvinte vii, care să ne le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și inimile lor s-au întors în Egipt. Ei erau în pustie. Ei erau eliberați din lume. Dar inima lor era lume. Inima lor era acolo și zicea, au castraveții care îi mâncam acolo și ceapa de acolo și prazul de acolo. Aici, uite numai mana asta prăpădită. Și-au disprețuit ce le dă Dumnezeu. Cu inima ei erau acolo. Cu toate că erau scoși de acolo. Și ei niciodată n-au intrat în belșugul lui Dumnezeu. Au pierit în pustie. Fiți atenți, spune cuvântul lui Dumnezeu, că și cu voi se poate întâmpla așa. Luați pilde de aici și observați aceste trei țări în care poți locui aici pe pământ. Una din țară e Egipt, lumea. O țară e pustie. Și altă țară e Canaan. Canaanul care, după planul lui Dumnezeu, n-ar trebui să dureze, pustia n-ar trebui să dureze mai mult de 2 ani. De fapt, m-am uitat la ce a făcut Domnul Iisus cu apostolii. Domnul Iisus i-a puținut pe apostoli în școala lui 2 ani. 2 ani de zile nu mai a învățat cuvântul lui. Și l-au văzut cum predică împărăția lui Dumnezeu, cum scoate demoni, cum face minuni. 2 ani i-a învățat. Până când i-a văzut că pătrunște cuvânt, trăiesc după cuvântul lui. Și atunci citim în Matei 10, în Luca 6, în Luca 10, Marcu 6 și Luca 10, Domnul i-a chemat la el, le-a dat autoritate să facă 3 lucruri. Să predice, cum a predicat el, să scoată demoni și să facă vindecări. După 2 ani în care i-a îmbibat cu cuvântul lui și i-a învățat să trăiască după cuvântul lui, spunându-le, dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. Și nu oricine intră în împărăția cerurilor, decât cine a făcut voia lui Dumnezeu, care sunt aceste cuvinte ale mele. După 2 ani, i-a trimis în practică. Și când au venit înapoi, au spus, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Auziți? Voi sunteți aceia care ați început să trăiți după poruncile mele. Numai aia intră acolo care trăiesc după poruncile mele. Deci, numele vostru e scris în cer. Alții vor să facă minuni și semne, dar nu trăiesc după învățățăturile mele. Ăia nu vor intra acolo.
Băgați de seamă, Domnul Iisus i-a învățat cum să facă minuni, cum să facă vindecări, dar pe primul plan îi trăirea după învățăturile lui. Degeaba râvnești după puterile acestea dacă nu te-ai imbibat de poruncile lui și nu trăiești după poruncile lui. Pe primul plan e sfințenia. Fără de care orice ai face tu, nu ești nimic, spune Pavel. Așadar, sunt două țări în care poți locui. Una din țări e Canaanul și cealaltă e pustia. Asta se referă la noi, la pocăiți. Ce-i Canaanul? Vom intra acum în ceva cu totul special. Vă rog să deschideți cu mine la Isaia, la 62. Țara aceea specială în care am putea locui încă de pământ, ne este descrisă aici. Isaia 62, versetul 3 până pe la 5. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vei mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vei numi plăcerea mea este în ea. Și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Vă rog foarte mult să fiți atenți. E o sfântă a sfintelor din Scriptură. Mai e un singur loc în Vechiul Testament unde Dumnezeu e prezentat ca un soț. Că Dumnezeu a intrat într-o căsătorie cu poporul lui. Textul acela este Ieremia, la capitolul 31, de la versetul 31. Iată vine zilele Domnului, zice Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Iuda, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinților ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Când eu v-am scos din Egipt și am încheiat legământ la Sinai, eu m-am cununat cu voi. Eu am devenit soțul vostru. Eu m-am dăruit vouă și voi v-ați dăruit mie. Iată de ce toți prorocii, special Isaia, Ieremia și Ezechiel, când vorbesc despre idolatrie, despre faptul că evreii s-au dus după Dumnezei străini, au numit-o aceasta prea curvie, adică adulter. Voi v-ați dus cu zeii străini și v-ați abandonat soțul. Ați comis adulter. Și aici în Isaia, Dumnezeu explică, va veni o vreme când oamenii vor înțelege ce însemnează să trăiască în unire cu mine, ca un soț și soție. Țara aceea se va numi Beula, măritată, măritată
cu cine? Cu Domnul. Și relația va fi dintre o mire și o mireasă. Și cum se uită mirele la mireasa lui, așa mă voi uita eu la voi. Mă voi uita la voi cu atâta dragoste și voi striga, cum zice în Țevania 3:17, voi striga de bucurie datorită vouă. Există o țară, Beula, în care omul învață să trăiască în această unire de căsătorie cu Dumnezeu. Și ca să o vedem și mai bine, ne uităm la același lucru în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 24 înainte. 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără spârcitură sau altă de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Mirele nostru este Domnul Iisus. Și El dorește să aibă o mireasă care este slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, fără pată. Domnul Iisus e mirele nostru, e soțul nostru. Prin El Dumnezeu se cunună cu noi. Nu mă sfiesc să vorbesc aceste cuvinte că-s cuvinte biblice. Unde-i secretul? Secretul e în cuvântul dragoste. Dumnezeu dorește să fie iubit. Asta e primul lucru care îl dorește Dumnezeu. Ascultă, Israele, Dumnezeul tău e un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta și cu tot sufletul tău. Dumnezeu vrea cu noi o relație de dragoste. Și ceea ce a făcut Domnul Iisus când ni l-a descris pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui ca un tată, un fiu și un Duh Sfânt. Tata care dă tot ce are fiului lui. Fiul care totdeauna se uită la tata și face numai ce vrea tata să facă. Tata și fiul care lucrează totul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul. Dumnezeu-i Biula, țara Biula. Țara în care trăim în căsnicie cu Dumnezeu. Nu te vei numai numi singură, ci măritată. Există o asemenea țară. Există un asemenea Canaan. Oare câți de aici știu că există țara asta? Și câți de aici trăiesc în țara asta? Dacă n-ai știut până acum, afli astăzi. Invitația în Evrei, capitolul 4. Nu te mulțumi cu pustiu. Nu mai trăi în pustiu. Nu mai trăi chiar lângă Egipt. Vino în Canaan. Tu n-ai fost făcut să te învârți roate prin pustiu. Și Doamne, mulți pocăiți, toată viața se învârt roate prin pustiu. Nemulțumiți, cu compromisuri, cu o viață de neascultare de Dumnezeu, nu la un pas de lunecarea în iad.
Și când stai lângă iad, nefericirea din iad vine în formă de curenți. Curenții de nefericirea iadului. De groază. De nefericire. Păi dacă locuiești lângă iad, astea sfinție. Nu înțelegi? Este o țară numită Canaan sau Biulalen, unde ești chiar lângă cer, aici pe pământ, chiar lângă cer. Poți să trăiești aici pe pământ ca în cer. De ce? Pentru că ai intrat în acel cuvânt special numit părtășie. Părtășie cu Tata, părtășie cu Fiul și părtășie cu Duhul Sfânt. Părtășie înseamnă că ei se dăruiesc mie și eu mă dăruiesc lor. Într-o părtășie, într-un parteneriat, ăsta e primul lucru. Ei mi se dăruiesc mie și eu mă dăruiesc lor total. Și după aceea e comuniune. Ce extraordinar e să afli că Dumnezeu te dorește. Lui Dumnezeu e dor de tine. E dor de dragostea. Acum, fiți tare atenți. Cum se intră în țara aceasta? Cum se intră în țara aceasta? Țara aceasta e sfințenia dusă până la capăt. E creșterea în sfințenie sau în asemănare cu Domnul Iisus până la un grad foarte înalt. Ai ajuns pe platoul care e aproape de cer. Fără sfințenie nu poți ajunge acolo. Și acum am fi tare atent. E un tată care îi place mult munții, alpinismul, și el are doi băieți. Și ca orice tată pasiunea de alpinism, le spune la băieții lui, aș vrea să fiți și voi alpiniști. Unul dintre ei zice, tată, eu n-am înzestrări fizice speciale, mie îmi place comoditatea, eu nu-s făcut să mă cațăler pe munți, lasă-mă în pace aici jos. Celălalt, tată, vrei să urc până pe Everest? Întâi de toate, trimite-mă la o școală de alpinism. După aia te rog să-mi cumperi echipament. Te rog să-mi faci timp să mă antrenez. Și tată, eu toată viața voi urca și voi urca până ajung pe cele mai înalte culmi. Indiferent până unde va ajunge băiatul ăla, tata se uită la el și zice, băiatul, după inima mea, că a captat pasiunea mea după înălțime. Până unde va ajunge, aia e altă problemă. Dar văd în el pasiunea după înălțimi. Și văd că face totul să ajungă acolo. E câte unul care când aude voi să fiți sfinți, că și eu sunt sfânt, să fii desăvârșit cum Dumnezeu e desăvârșit, zice. Și așa n-am să ajung. De ce să mai bat cap? Lasă-mă aici, nu ieși eu ca ceilalți oameni, mă duc și eu la adunare,
Mă rog și eu 3 minute dimineața și seara, ce-i mai trebuie lui Dumnezeu? Mai și dau niște bani la biserică. De lasă-mă să stau și eu aici. Dar este altul care a auzit că e posibil să ajungi tot mai asemenea Domnului Iisus. Și să fi ajuns tot mai sfânt, cum El e sfânt și tot mai desăvârșit, cum El desăvârșit. Și din aceste trei lucruri, sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos, îți faci țelul. Și studiezi cum să ajungi. Și exersezi. Și cauți părtășia cu Tata și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și urci, și urci, și urci. Până unde ajunge? Nu știu. Dar am captat viziunea lui Beulaland. Am captat viziunea țării Beula. A trăirii în cununie cu Dumnezeu și în cununie cu Domnul Iisus. A țării unde m-am transformat după chipul lor. Unde e deosebirea? Deosebirea e la punctul de plecare. Pentru că una e, să zici, pe mine nu mă interesează asta. Nu mă iau după ăsta, las că ia la să spun că-s bine și așa. Și rămâi acolo în compromisuri și rămâi în pustiu și rămâi în țara de lângă iad. Și cu totul altceva e când ai captat viziunea. Știu că este o țară a asemănării cu Hristos aici pe pământ, a sfințeniei, a desăvârșirii. Apostolul Pavel să ne slujească de exemplu aici. Ne ducem acum la Filipeni, capitolul 3, versetul 7 încolo. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. În loc de prețul acolo pune valoarea. Valoarea nespus de mare a cunoașterii Domnului Iisus. Versetul 10. Și să îl cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu El și moarte. Aceasta înseamnă a-L cunoaște pe Hristos. A mă identifica cu El și a participa cu El în lucrările Lui, dar înainte de toate îl cunosc pe El personal. Pentru că eu m-am dăruit Lui și El mi s-a dăruit mie. Și apoi mergem mai departe. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit. Dar alerg înainte căutând să-L apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta să ne însuflețească, să ne inspire, să ne entuziasmeze pe toți care suntem desăvârșiți. Ce pare a fi o contradicție. N-am ajuns încă desăvârșit, dar alerg de desăvârșire. Și toți cei care sunteți desăvârșiți să faceți ca mine. Este o desăvârșire care mi-a fost dată. Tot în Evrei scrie că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. E mântuirea pe care mi-a dat-o El la Calvar
și mântuirea care mi-a dat-o când mi-a umplut ființa și mi-a dat Duhul Sfânt. Asta e desăvârșirea. Dar desăvârșirea mea e aceea care v-am vorbit-o, desăvârșirea morală, desăvârșirea în caracter. Sunt desăvârșit pentru că îl am pe Tata, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în mine. Ei mi-au umplut ființa. Și mai mult decât atâta nu pot să am. Dar trebuie să devin desăvârșit în atitudinile mele, în simțămintele mele, în comportamentul meu, în domeniile acestea. Desăvârșirea trebuie să crească. Dar, încă o dată, e mare deosebire între a nici măcar nu porni la drum și rămâi acolo în groapă și cu totul altceva când tu ai captat viziunea țării pe una, viziunea Canaanului pe pământ, a belșugului pe care mi-l poate da Dumnezeu. Cum se intră în asta? Încă o dată, cheia e cuvântul părtășire. O găsești în 1 Ioan, capitolul 1. Vestea cea mare e că putem să avem părtășie cu Tata și cu Fiul, mai încolo îl introduce și pe Duhul Sfânt. Și Pavel spune, harul Domnului Iisus, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt. Părtășie înseamnă parteneriat. Și în parteneriat, punctul de plecare e că fiecare dăm tot ce avem. Tata mi l-a dat pe Fiul și mi l-a dat pe Duhul Sfânt. Mai mult nu are. Mi-a dat tot ce are. Și așteaptă reciprocitate. Să-i dai lui toate compartimentele ființei tale. Prieteniile tale. Ai câțiva prieteni care te duc la disco sau la cine știe ce altceva. Domnul Iisus zice, dacă vrei părtășia cu mine, taie-le alea și dă-mi-te-le total mie. Poate problema ta e că nu poți ierta pe cineva. Ai o dușmănie veche, veche și nu poți ierta. Dă-mi-e și domeniul. Ca să fie al meu, trebuie să-mi dai tot. Sau tu vorbești de rău. Tu dușmănești pe unii și pe ei împroști cu noroi. Dă mie și domeniul acela. Tu, în business-ul tău, faci înșelăciuni. Nu te ții de cuvânt. Cum crezi că poți avea părtășie cu mine în țara Sfințeniei când tu nu vrei să renunți la practicile alea păcătoase? Eu vreau să viu și în business-ul tău. Dă mie și asta. Sunt o serie întreagă de domenii în care Domnul Iisus vrea să intre. Când eu îi dau totul, el poate umple totul. El nu mă poate umple dacă nu mă golesc eu de lucrurile care îl blochează pe el. Aici e problema esențială. Ai captat frumusețea unei trăiri sfinte
cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-o țară numită Canaanul, încă aici pe pământ. Dar până nu te golești de lucrurile rele, până când nu predai totul Domnului Iisus, El nu te poate umple. Și aici avem conceptul acesta de predare totală pentru a ajunge la umplere totală și la sfințire totală. Există, dragii mei, un prag descris în 1 Tesaloniceni 5:23. Și Dumnezeu să vă sfințească pe deplin și trupul vostru și sufletul vostru și Duhul vostru. El să vă sfințească pe deplin. Dar nu mă poate sfinți dacă nu mă golesc eu de lucrurile astea. Există un moment al sfințirii totale. Dar acela are un preț, predarea totală. Pentru el am pierdut totul, spune Pavel. Și mă uit la toate și le consider gunoaie. Mai am o singură valoare, valoarea cunoașterii Domnului Iisus. Valoarea unirii cu Domnul Iisus în toate, și în suferință, și în jertfă de sine, și chiar în moarte. Am captat această viziune că cel mai important lucru în lume e să-L cunosc în felul acesta pe Domnul Iisus, unire cu El. Prețul a fost să renunț la tot ce am avut înainte. Și i-am dat Lui totul și m-am uitat în urmă și am zis, ce gunoaie. Uitând tot ce a fost în urmă, spune Pavel, mai am doar atât. Ținta. Țelul. Să fiu și eu asemenea Domnului Iisus. Adică de săvârșire. E un moment sfânt aici. Vei fi tu gata să-i predai toate domniile vieții tale? Vei fi tu gata să zici, Doamne, ai pus mâna pe rană. Sau păstorul ăsta, predicatorul ăsta nu știe că eu am altceva, eu am urățenia cu tare, eu am practica cu tare care nu știe nimeni. Păcate ascunse. Păcate care le poți face fără să știe nimeni. Este o țară Beula, țara de lângă cer, dar nu e a ta, pentru că tu nu-i predai totul Domnului Iisus. Duhul lui Dumnezeu coboară aici, acum. Și Duhul lui Dumnezeu atinge vieți. Și Duhul lui Dumnezeu, înainte de toate, îți dă perdeaua de pe față, ca să vezi toată frumusețea Domnului Iisus. Și văzându-i toată frumusețea, să te farmece și să zici, restul-s cu noi. Numai frumusețea Lui mă mai interesează. Haideți să plecăm capul așa cum stăm. Plecăm capetele toți. Vreau să pleci capul în rugăciune, să nu te mai uiți la nimic, ci doar în tine. Și să te uiți la Domnul Iisus, care a venit acum, până lângă tine, și zice, vrei să ne cununăm? Vrei să trăim într-o relație intimă de dragoste? Vrei să aduc tot cerul în ființa ta? Vrei să cunoști relația asta cu Dumnezeu într-o țară aproape de cer? Dă-mi mie
zonele în care mai e păcat în viața ta. Fă această predare totală Lui. Spune, Doamne, mi-s dragi păcatele astea. Mă doare să mă rup de ele. Tu vezi cât mi-e de greu. Dar, Doamne, am văzut altceva. Ți-am văzut frumusețea Ta și înțeleg acum că poate exista aici pe pământ o viață trăită în intimitate cu Dumnezeu, o viață de plinătatea Duhului Sfânt, plinătatea Domnului Iisus, plinătatea Lui Dumnezeu Tatăl, să fiu plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Doamne, ce am eu acum sunt gunoaie. Deși mi strage aceste gunoaie, Doamne, renunț la ele. Vino, Doamne, și preia proprietatea asta, că s-a al Tău total. Vino. Vino și umple-mă într-un mod nou de prezență Ta. Într-o nouă cununie cu Tine. Într-o nouă umplere de Duhul Sfânt. Pornesc pe calea sfințeniei și a asemănării cu Domnul Iisus, pe calea desăvârșirii. Acum nu-l mai cred pe diavolul că astea nu există. Acum astea devin pasiunea mea. Nimic altceva nu mă mai interesează decât aceasta. Bine ai venit în mine. Doamne Iisuse și Duhule Sfânt, aplică sângele Domnului Iisus și spală-mă de toată murdăria care s-a produs în mine prin păcat. Spală-mă acum complet și umple-mă acum de sfințenie. Sfințește-mă pe deplin și pune în mine pasiune. Pasiune pentru Tine și pentru sfințenie. Mulțumesc că ai venit. Amin. Acum uitați-vă la mine. Mai avem câteva lucruri de făcut ca să consolidăm. Dacă Tu Te-ai predat Lui, El Te-a sfințit și Te-a umplut într-un mod nou. Ce urmează acum? Primul lucru, ține minte, de acum te duci la întâlnire cu Dumnezeu ca la o întâlnire de dragoste. Trebuie să înveți ce să faci când te întâlnești cu această persoană. Eu de obicei citesc cuvântul și apoi, știind că el e înaintea mea, stau de vorbă cu el. Întâi pe baza textului, mă verific dacă toate sunt în regulă, dacă nu sunt în regulă, el pune degetul și zice, asta trebuie să o repare. Și eu spun, da, Doamne, scot afară ce nu îmi place. Și apoi îl las să vorbească el. Și după aceea îi fac eu declarații. Declarații de dragoste. Ține cont, Dumnezeu te dorește și îți dorește dragostea. Cum îl iubești dacă nu îi spui niciodată că îl iubești? Învață să practici relația de dragoste cu Dumnezeu. Celălalt punct. Ți-ai făcut din sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos țelul tău care e o urcare ca pe munte. Mie mi-a plăcut toată viața urcușul pe munte când a fost tânăr.
aproape toate vârfurile din munții României le-am călcat cu piciorul. Și eu știu că nu se poate să urci pe munte fără să și aluneci. Genunchii mei știau totdeauna când mergeam pe munți că se vor juli. Și uneori te duci, nu știu până unde jos, dar nu-i nimic. Mă ridic, mă doare, îmi releg rămile și pornesc din nou la drum. Și iar urc, și iar urc. Și ori de câte ori cad, să op. Ce dacă? Așa e pe munte. Alunec, dar urc mai departe. Urc mai departe. Nu mă opresc din urcuș. Indiferent câte setback, câte dări înapoi mi s-au întâmplat. Și urc. Și urc. Ține minte cel mai celebru discurs al lui Winston Churchill. Winston Churchill, în anii 1930, tot timpul le spunea la engleză, aveți grijă de Hitler. Nu l-au crezut, au făcut pace cu Hitler până când Hitler s-a înarmat și a început să bombardeze Londra. Și atunci englezii l-au chemat pe Winston Churchill să fie prim-ministru. Winston Churchill e cunoscut pentru două discursuri. Primul discurs a fost când a preluat președinția Consiliului de Miniștri. Atunci numai la radio se putea vorbi și a vorbit prin radio cetățenii Marii Britanii. Vor fi ani mulți până ne reînarmăm și până câștigăm războiul. Eu vă cer muncă, sudoare și lacrimi. Să muncim, să lucrăm, să luptăm, să plângem. Și dacă îmi dați toate astea, vom ajunge la victorie. Muncă, sudoare, lacrimi, jertfă. Numai așa se ajunge la victorie. Și-au biruit. Scurtă vreme după încheierea războiului, șeful unui liceu din Londra l-a invitat pe Churchill să rostească discursul din încheierea anului școlar. Și el i-a spus la director, viu, dar spui exact minutul la care trebuie să încep. Eu viu direct acolo la podium, îmi țiu discursul și plec imediat, că foarte ocupat. Și a venit. Și a început. S-a uitat la ei, la toți elevii. Never give up. Nu renunța niciodată. Nu abandona cursa niciodată. Never, never give up. Never, never, never give up. S-a întors și a plecat. Acesta a fost discursul. Ai pornit urcușul către sfințenie și asemănare cu Hristos. Never give up. Indiferent câte gafe faci, indiferent câte înfrângere ai, never give up. Ține cont, este o viață creștină în care ești în totală comuniune cu Dumnezeu, un biulalem. O țară specială aici pe pământ. Nu te lăsa până nu trăiești în ea. Și când Dumnezeu vede
hotărârea ta, citești în Filipeni 2, El ne dă și voința și înfăptuirea. Și noi Lui dăm toată slava. Amin. Amin.